După eșecul cu Locomotiv Tbilisi, au apărut mai multe voci care spuneau că Universitatea Craiova se va despărți de Cristiano Bergodi. Președintele clubului, Sorin Cârțu, anunță că nu s-a pus problema de o schimbare de antrenor. Asta sunt zvonurile, sunt lansate întotdeauna, de altceva nu s-a gândit nimeni la o eventuală despărțire sau ce să spune pe aici. Nu există. Bine că, eu știu, au trecut și peste oboseala meciului de la Tbilisi și deplasarea și stresul, necazul și așa mai departe, au trecut peste ele și s-au adunat și au luat cele 3 puncte. Bergodi este apreciat și de adversarii din Liga 1. Dani Coman, președintele Astrei, a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului italian. Cunosc foarte bine pe domnul Bergodi, e un antrenor extraordinar de bun. Am văzut fel și fel de răutăți, că trebuie schimbat, că s-a pierdut cu Locomotiv Tbilisi. Eu aș avea o întrebare. Bun, îl schimbă pe domnul Bergodi. Ce alt antrenor mai bun găsesc? Să aibă încredere că e un mare antrenor. Cristiano Bergodi are 2 înfrângeri de la instalarea sa în Bănie, finala campionatului cu CFR Cluj și jocul din primul tur preliminar UEFA Europa League cu Locomotiv Tbilisi.